Continuăm studiul nostru în epistola 1 către Corinteni. Cu ajutorul Domnului am ajuns la cea de-a doua parte a capitolului 15, penultimul, în care Apostolul Pavel continuă să argumenteze în favoarea doctrinei despre învierea morților, pe care unii o contestaseră în mijlocul corintenilor. De fapt, întreaga epistolă este scrisă ca să rezolve anumite probleme care apăruseră în mijlocul corintenilor. Una dintre acestea era legată de faptul că Existau unii care susțineau că nu va fi o înviere a morților, prin urmare, ar trebui să trăim creștinismul doar pentru viața de acum. Iar Pavel are o afirmație foarte radicală la care ne-am oprit data trecută și pe care am să o recitesc în versetul 19: Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă numai pentru viața de acum este creștinismul, atunci noi suntem într-adevăr niște oameni vrednici de plâns, demni de milă, de compasiune din partea celorlalți, pentru că am renunțat să trăim în toate plăcerile și poftele pe care le au oamenii, atunci ce rost mai au toate aceste eforturi, toate aceste înfrânări, dacă nu există o viață veșnică, prin urmare, spunea unii, că ar putea să mănânce și să bea să trăiască doar pentru lumea de acum. Astăzi vom continua să urmărim mai departe firul argumentației apostolului despre învierea morților și implicit despre revenirea Domnului Isus, pentru că sunt două lucruri care se petrec în același timp, venirea Domnului pentru a-și lua biserica în slavă, ceea ce noi numim răpirea bisericii și învierea celor care au fost în credință în momentul în care au murit, învierea celor care au fost parte a bisericii. La venirea Domnului Iisus, biserica se va reuni. Întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, așa cum spune Pavel în, în întâia epistolă către tesaloniceni. Așadar, am ajuns la versetul 20 și citim de aici înainte primele două versete din această parte. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Cuvântul acesta vechi, arhaic, pârgă, se referă la primele roade. Era vorba de o sărbătoare care purta același nume, pe care o găsim în Vechiul Testament, atunci când se aduceau primele spice din secerișul de orz, apoi din cel de grâu, tocmai ca simbol al învierii Domnului. Primele roade trebuiau să fie aduse la templu, iar ce e de remarcat este faptul că această sărbătoare s-a împlinit ad literam chiar în ziua când se celebra la Ierusalim. Este vorba de Duminica Învierii Domnului Iisus, cel care a fost răstignit în ziua de Paște, atunci când erau jerfiți miei pentru masa pascală și a ieșit din mormânt biruitor în ziua primelor roade. Și de remarcat lucrul acesta este de observat faptul că este vorba de o exactitate în împlinirea profețiilor. Sărbătorile din vechime simbolizau lucrurile viitoare care și-au găsit împlinirea la prima venire a Domnului Isus. Mai sunt alte sărbători care și-așteaptă împlinirea la cea de-a doua venire a lui Mesia. Este vorba de ziua trâmbițelor, Roșhașana, pe urmă cea de Iom Kipur și de asemenea sărbătoarea corturilor. Acestea sunt sărbătorile de toamnă a căror împlinire va avea loc în a doua parte, la a doua venire a Domnului Isus. Așadar, Pavel spune că moartea a venit prin om și este o referire la neascultarea lui Adam. În același fel va veni și învierea printr-un alt om, și aici putem să punem majusculă, este vorba de Domnul Isus. prin om a venit și învierea morților. Dacă oamenii care au ieșit din Adam pe linie naturală, Întreaga umanitate au moștenit plata păcatului care este moartea, tot așa cei care sunt în Hristos, în cel de-al doilea Adam, vor avea parte de înviere. Este vorba negreșit de oameni care s-au pocăit de păcatele lor și care cred în Domnul Iisus, de cei care uh, și-au pus nădejdea în harul Domnului Iisus și au crezut în jertfa lui ispășitoare. Aceștia sunt în Hristos și după cum uh, păcatul a fost transmis și moartea de asemenea, prin Adam, la fel neprihănirea este dată prin Domnul Isus, iar consecința ei va fi învierea pentru cei care sunt ai Lui. Și se continuă argumentația de la versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei Lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Și atenție, moartea și păcatul se transmit în mod automat prin simpla naștere pe acest pământ. Noi moștenim și rădăcina păcatului și avem și consecința păcatelor, și anume moartea. Dar, ca să moștenim neprihănirea Domnului Iisus și să avem parte de înviere la revenirea Lui, trebuie să credem, trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă suntem în Hristos, observați în versetul 22, atunci vom avea parte de. În viere, dacă vom fi trecut prin moarte până la revenirea sa, dacă vom fi găsiți în viață, vom fi trecuți printr-o transformare radicală a trupurilor noastre, vom trece practic din viața de acum în viața veșnică, va fi o generație care nu va gusta moartea. Avem toate motivele să credem că este vorba de această generație în care ne aflăm și noi. Mai pe larg explică Apostolul Pavel cum stau lucrurile cu această moștenire, să punem ghilimele de rigoare, spirituală de la Adam, respectiv de la Domnul Isus, în epistola către Romani. Și nu o să detaliez acum, pentru că am făcut studiu la această epistolă și se găsește pe internet. Reiau doar câteva versete din capitolul 5. Mai întâi versetul 12: De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. E clar vorba de Adam, de primul om de pe acest pământ, care a păcătuit, prin el s-a răspândit păcatul pe fața pământului și prin păcat a intrat moartea. La fel spune de la versetul 18, astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de nepricănire care dă viața. Nu peste toți oamenii, inclusiv cei care nu cred, ci peste toți cei care cred în Domnul Isus, se înțelege acest lucru. Nu în mod automat toți oamenii vor fi Viați în Domnul și vor avea parte de viață veșnică, căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și aici e clar vorba de cei care cred. Și ce frumos, dragii mei, că noi beneficiem de faptul că Domnul Isus a fost ascultător în întregime de Tatăl. El a fost neprihănit, a fost perfect. Această stare de neprihănire. Ne este transmisă în momentul în care noi credem și devenim astfel oameni adăpostiți în El. Nepricănirea Lui se transformă în nepricănirea noastră, ne este pusă deasupra, ne este considerată și nouă, nu pentru că noi suntem așa, ci pentru că Dumnezeu a rânduit în felul acesta. Repet, este vorba de o întoarcere la Domnul, de o pocăință adevărată, de o credință sinceră și, bineînțeles, Faptul că neprihănirea Domnului Sus este pusă asupra noastră nu ne scutește de obligația ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să existe și un aspect practic al acestei neprihăniri. Degeaba spun oamenii că ei au neprihănirea Domnului Iisus asupra lor, iar viața le este plină de tot felul de păcate. În epistola către Romani se vede foarte clar că este o obligație a noastră de a lăsa Duhul Sfânt să lucreze dacă prin Duhul vom face să moară faptele firii, vom trăi. Dacă nu, vom fi în starea de moarte spirituală de despărțire de Dumnezeu. Nu intru în aceste detalii acum, doar este de precizat că este vorba de două căpetenii, de doi conducători ai unei generații, Adam care a dat naștere întregii umanități și prin urmare păcatul și moartea au trecut peste toți oamenii, respectiv Domnul Isus, în care noi suntem puși dacă și numai dacă am crezut în El, dacă ne-am pocăit, atunci suntem în Hristos, neprihănirea Lui este asupra noastră și numai așa putem fi primiți, fiindcă înaintea Lui Dumnezeu trebuie să fim perfecți în noi înșine. Niciun om nu poate fi perfect, noi nu avem cum să ajungem la această neprihănire, de aceea ne primește Tatăl pentru că este această neprihănire a Domnului Sus înaintea Lui. Revenind la textul din 1 Corinteni, în versetul 23 se începe prezentarea ordinii cronologice a învierii, dar fiecare la rândul cetei lui. Este vorba de o înviere în etape, în trepte, să spunem așa, cronologice. Hristos este cel din rod. Bine, ar putea cineva să obiecteze, să spună, au mai fost oameni care au înviat înainte de Domnul Isus. Da, dar acei oameni au ajuns în cele din urmă să moară din nou, fie că e vorba de Persoane înviate în Vechiul Testament, în timpul lui Ilie, al lui Elisei, de asemenea, în Noul Testament și Lazar și fica lui Iair și fiul Văduvei dinain, acestea sunt persoane care au murit din nou. În schimb, Domnul Isus este primul rod al învierii în sensul unui trup de slavă, unui trup veșnic. În sensul acesta, El este primul, iar noi vom veni după El în aceeași formă, în situația în care vom fi murit deja înainte de revenirea lui, ceea ce este posibil cel puțin pentru unii. Credem că Domnul Isus este foarte aproape să vină, așa că sperăm să fim găsiți în viață la revenirea lui, dar chiar dacă am trece prin moarte, totuși este vorba de o înviere la venirea lui și este clar specificat a cui este această înviere, a celor ce sunt ai lui Hristos. Cei ce sunt ai lui Hristos vor învia la venirea lui. Repet textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, se referă la acest lucru că la răpirea bisericii ea va fi reunită. Vor învia întâi cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi reuniți împreună cu ei în văzduh. Pavel scria acele cuvinte tocmai ca să răspundă la preocuparea creștinilor din Tesalonic în legătură cu faptul că nu știau ce se va întâmpla cu cei care muriseră. Iată, este vorba de o reunire în slavă. În versetul 23 se arată această primă etapă a învierii și vom vedea mai pe larg de la versetul 51 data viitoare. Avem și în epistola către Corinteni o descriere a răpirii bisericii. Mai întreabă oamenii sau mai spun în jocuri unde este răpirea în Noul Testament. În foarte multe locuri, unde sunt ochii tăi și unde este inima ta de nu înțelegi când este atât de clar exprimată și chiar cuvântul în sine apare dacă te uiți în limba latină, de exemplu. Nu stăm să facem etimologia cuvintelor. Este clar vorba de un moment al reunirii bisericii, cei în viață, respectiv cei care au murit în Hristos. Aceasta e prima etapă a primei învieri. După aceea va fi și o înviere la sfârșitul necazului a celor care au murit în credință, ca martiri în timpul necazului și ei vor învia la sfârșitul necazului și se desăvârșește ceea ce se numește prima înviere, în două etape, una la revenirea Domnului sus pentru biserica, a doua etapă la sfârșitul celor șapte ani de necaz. Despre aceasta nu avem aici detaliat în 1 Corinteni. Se subînțelege că este vorba de o înviere a celor credincioși și vreau să subliniez încă o dată, nu toate lucrurile erau revelate în acel moment pentru că nu exista cartea Apocalipsa atunci când a fost scrisă Prima epistolă către Corinteni. Este o diferență de cel puțin 30 de ani între cele două cărți. Prin urmare, nu se poate face o corelare directă între texte din 1 Corinteni și Apocalipsa. Apoi, Pavel spune la versetul 24: În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. E clar vorba că această înviere, la care Pavel se referă folosind cuvântul sfârșitul, această înviere are loc la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, pentru că vedem aici când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va înfrânge și ultima răzvrătire a omului, la sfârșitul celor 1000 de ani. Corelăm noi acum cu Apocalipsa, repet, în momentul acela revelația nu era completă, de aceea este cartea Apocalipsa, care înseamnă revelația. Atunci s-a desăvârșit revelația cu privire la vremurile din urmă. Dar și ce avem aici în textul din 1 Corinteni nu contrazice învățătura lui Ioan, ci o completează, o anticipează de fapt. Iar de la versetul 25 este o referire la împărăția lui Mesia, pentru că în tot Vechiul Testament, când se vorbea de Mesia, se avea în vedere un împărat, fiul lui David, care trebuie să domnească la Ierusalim, să ridice poporul Israel la rangul de lumina neamurilor și de binecuvântare pentru toate națiunile Pământului. Toate națiunile trebuie să vină să se închine la Ierusalim, cum vedem în cartea Zaharia. Ei știau lucrurile acestea, evreii de astăzi știu că trebuie să se întâmple așa. Singura lor problemă că nu-l văd pe Domnul Isus ca adevăratul Mesia. Dar aici Pavel spune că trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și încă o dată, e clar, ultima răzvrătire va fi la sfârșitul celor o de ani. Până atunci El va împărăți și noi împreună cu El, dacă suferim, vom și împărăți împreună cu El, timp de o de ani, la sfârșit îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Va fi o judecată la sfârșitul celor șapte ani de necaz, când Domnul vine cu putere și slavă ca și înceapă împărăția și va mai fi o judecată la sfârșitul celor o de ani de împărăție, când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Iar aici este o afirmație Glorioasă, absolut extraordinară. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Nu doar vrăjmașii fizici, ci și acest fenomen pe care l-a adus păcatul în lume, și anume moartea. Orice om care moare îl lasă în urmă o adevărată tragedie, durere, suferință. Moartea este cel mai urât lucru, cel mai oribil lucru din lumea aceasta. Și în final, iată, va veni o zi când și moartea va muri, să spunem așa poetic. La sfârșitul celor 1000 de ani în care se vor naște oameni pe acest pământ, oameni în trup de carne și de sânge, în trup fizic, chiar dacă ei vor trăi mai mult, va veni timpul când și ei vor trebui să învieze pentru judecată, și după ce va fi și ultima înviere, la sfârșitul celor 1000 de ani. A împărăției se vor împlini și aceste ultime cuvinte din Apocalipsa. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Iată, se termină și cu moartea. Este moartea morții aici. Este sfârșitul morții. Nu va mai exista moarte în veșnicie. Ce bine! Și ce important este să fim acolo și să trăim lucrurile acestea și să știi că nu mai ai nicio teamă pentru că ești în viața veșnică și de asemenea în capitolul următor din Apocalipsa și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai exista și sperăm că nici nu ne vom mai aminti de ea. În veșnicie va fi pus un final morții când se va intra în ceea ce comentatorii Scripturii numesc starea eternă în veșnicie. Apoi Pavel trece dincolo de perioada aceasta a istoriei umanității spre începutul acestei stări veșnice. Când Domnul Isus, ca om înviat, va preda toată lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Se dă puțin perdeaua la o parte și se prezintă un lucru pe care încă noi nu îl înțelegem în întregime, dar are în vedere pe Domnul Isus ca om înviat în trup de slavă înaintea Tatălui, în același timp fiul lui Dumnezeu. Se spune astfel la versetul 27: Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. E vorba de începutul veșniciei. Și, dragii mei, trebuie să fim puțin atenți aici, pentru că numai în acest sens al umanității asumate de către Domnul Isus trebuie înțeles termenul de supunere. În cel al divinității, în cel al eternității, se potrivesc pe deplin cuvintele Domnului Isus care au fost rostite înaintea ucenicilor. Eu și Tatăl una suntem. Iar aceasta din veșnicie și până în veșnicie sunt cuvinte care se potrivesc Domnului Isus, lui Dumnezeu Tatăl și Duhului Sfânt, această taină a Trinității, noi nu putem să o înțelegem în întregime și faptul că oamenii n-au putut să o explice rațional i-a dus la multe erezii. Însă noi pur și simplu ar trebui să ne asumăm faptul că vom cunoaște doar parțial și să nu încercăm să trecem dincolo de limitele pe care ni le-a pus Dumnezeu în cunoștință, ci să recunoaștem că se împlinesc aceste cuvinte din capitolul 13. Cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit acest în parte, se va sfârși. Vom avea întreaga veșnicie ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu în deplinătatea ființei sale. Dacă noi nu putem cunoaște Universul, gândiți-vă puțin, Universul acesta este atât de mare, nu este infinit, dar este imens, absolut imens, și oamenii nu i-au dat încă de margini. Dacă noi nu putem înțelege Universul, probabil că n-am înțeles nici măcar 1% din ce înseamnă Universul, cum am putea să-l înțelegem pe Creatorul Universului? Trebuie să fim mutați în veșnicie. Abia atunci vom cunoaște desăvârșit. Și, bineînțeles, atunci se vor sfârși și prorociile, și vorbirea limbii, așa cum am vorbit atunci când am studiat capitolele de la 12 la 14. Revenind la textul de astăzi. Apoi, Apostolul Pavel mai aduce un argument în favoarea învierii, care a născut multe dezbateri. După ce arată că noi suntem în Domnul Isus, așa cum ne-am născut și în Adam, prin credință suntem în El, vom avea parte de înviere la rândul nostru, după toată această descriere, să spunem așa, escatologică în care se privește viitorul. Pavel mai aduce un argument și a născut multe dezbateri acest argument pe care îl găsim la versetul 29. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Iată, un argument în favoarea învierii și la prima vedere textul pare a sugera că apostolul ar fi susținut o practică a unor oameni vii care se botezau în locul altora morți. Cumva Ceea ce fac oamenii prin așa-numitele parastase, îi ajutăm pe cei care au murit să-și rezolve problema înaintea lui Dumnezeu și dacă nu s-au botezat, ne botezăm noi. Dragii mei, nu se referă la acest lucru. Nu exista pur și simplu așa ceva și chiar dacă ar fi făcut vreunii în nebunia lor așa ceva, cu siguranță Pavel n-ar fi fost de acord cu lucrul acesta, ci interpretarea ține de context și de cuvintele în originalul în care a fost scris Noul Testament. Într-adevăr, cuvântul hiper, tradus aici cu pentru, cei ce se botează pentru cei morți, poate fi înțeles și având sensul în locul. Și până aici este clar, unii care se botează în locul celor morți. Dar, atenție, aici nu e vorba de înlocuire înaintea lui Dumnezeu, ci de o înlocuire pur și simplu fizică. Și anume, cea mai plauzibilă explicație ține de faptul că mulți creștini care se botezau imediat erau martirizați. Și alții veneau în urma lor și le luau locul. Cum puteau ei să le ia locul știind că vor urma să moară la rândul lor dacă nu erau nădejde în învierea morților? Înțelegeți logica Apostolului Pavel? Ce fac cei care se botează imediat după martiri, cei care vin în locul lor dacă n-ar fi o nădejde a din morți, pentru că ei i-au văzut pe cei martirizați, de ce le-ar lua locul? De ce s-ar boteza? Știind că, după botez, urma de cele mai multe ori pedeapsa cu moarte. Atenție mare, în anumite zone din Imperiul Roman era o prigoană mai intensă, în altele era mai multă toleranță, depindea și de guvernatorul din regiunea respectivă. Când venea poruncă de la cezar, atunci nu se mai discuta, dar chiar și atunci erau anumite grade în care se aplica legea venită de sus. Prin urmare, Pavel spune, gândiți-vă, cu siguranță ei cunoșteau aceste lucruri, că mulți au murit imediat după ce s-au botezat. Și vreau să pun aici o paranteză și să zic ce important era botezul atunci și ce important e și astăzi. Că dacă veneai doar la adunare, nu era o mare problemă pentru ei. Dar când te botezai, însemna că ai făcut pasul decisiv și ai devenit creștin. Prin urmare, Erai deja trecut pe listă. În cazul în care venea un decret că trebuie uciși toți creștinii, îi luau pe cei care erau deja botezați. Și după ce îi ucideau, curios lucru: în loc să se sperie lumea și să nu mai vină la Domnul, mulți le vedeau curajul în arenele romane și deveneau creștini. Iar Pavel spune ce ar face cei care vin în locul celor martirizați și se botează știind că vor muri. De ce se mai botează ei știind că? mor dacă n-ar avea nădejdea învierii. Ei se botează, sunt uciși și știu că au nădejdea învierii. Acesta e argumentul lui Pavel, nu la altceva se referă el. Sigur, sunt multe interpretări. Cred că aceasta e cea mai plauzibilă explicație. Sub nicio formă scriptura nu susține că am putea noi face aici pe pământ ceva pentru cei care deja au murit. Ci în context e clar vorba de așa ceva, de unde știm și mai clar pentru că citim în continuare textul. Cel mai simplu este să citești textul în context. Și spune Pavel: și de ce suntem noi în de orice clipă? În fiecare zi, eu sunt în primește de moarte. Gândiți-vă și la mine, spune Pavel. Gândiți-vă la mine, de ce sunt eu în pericol de moarte? De ce mi-asum să fiu în pericol de moarte? Pentru că eu cred în învierea morților. După cum cei care s-au botezat au crezut că va fi învierea morților, și eu sunt în același pericol și spune el în fiecare zi, eu sunt în pericol de moarte, atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu vie morții, atunci să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Și aici e un citat. Bineînțeles că numai astfel putea înfrunta și Pavel pericolul morții, pe care îl avea tot timpul. El știa că, dintr-un moment în altul, putea să fie martirizat. Mureau foarte mulți creștini, numai Dumnezeu l-a ținut mai mult timp în viață prin harul lui. Au fost mai multe încercări, mai multe tentative. Odată au dat cu pietre în el atât de mult încât au crezut că a murit și l-au lăsat acolo. Sunt mai multe astfel de evenimente în viața lui Pavel, dar el spunea le spune celor din Corint, dacă nu ar fi o a morților, eu de ce mi-aș mai pune viața în pericol? Dacă ar fi doar pentru viața de acum n-ar avea niciun sens. Dar eu cred că este o morților. Și de aceea îmi asum acest pericol pe care l-am în fiecare zi de a fi ucis. Și când spune despre fiarele din Efes, nu se referă la cele din arenele romane, ci la prigonitori. La oameni care se transformaseră în niște fiare, atât dintre evrei cât și dintre păgâni, așa cum vedem în mai multe locuri din faptele apostolilor. Ce mi se pare foarte interesant în a doua parte a versetului 31, cât de bun este Pavel și aș zice eu și ironic când spune cuvintele acestea. Este atât de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Și acum stai și te gândești, chiar avea cu ce să se laude când erau atâtea probleme? Eu cred mai degrabă că el a scris aceste cuvinte tău mai să-i facă să se simtă rău, să stârnească în inimile lor pocăință și să se întrebe între ei când citeau aceste cuvinte. Chiar Pavel are cu ce să se laude cu noi? Măi, fraților, noi suntem oameni care i-am provocat durere, suferință acestui om, pentru că nu am ascultat de învățătura lui, avem atâtea probleme, avem certuri, avem divizări, avem apostoli mincinoși pe care i-am primit, chiar are cu ce să se laude? Și observați felul în care Pavel îi determină la pocăință într-un mod foarte subtil, foarte bine gândit, prin Duhul Sfânt, ar fi trebuit ca ei, citind aceste cuvinte, să spună da, ar trebui Pavel să se laude cu noi, dar din păcate nu acest este cazul și să ajungă la pocăință, ceea ce s-a și întâmplat. Citim în a doua Corinteni că ei s-au pocăit cu lacrimi atunci când au primit această epistolă. Iar când despune versetul 32, Dacă nu viee vie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, Pavel dă un citat din Vechiul Testament din Cartea Profetului Isaia, în care Dumnezeu arăta starea căzută a poporului ales, al poporului Israel, asupra căruia vom reveni în final în partea aplicativă. Din acest punct al argumentației, Pavel trece la îndemnuri directe. Și sunt foarte radicale și aceste îndemnuri. Tot uh, firul argumentației este radical, folosește cuvinte foarte uh, ascuțite, iată fiarele din EFES: uh, să mâncăm și să bem. În continuare, Pavel uh, dă îndemnuri după ce argumentează: Nu vă înșelați, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Ce cuvinte dure! Și în același timp adevărate. Și, încă o dată spun, Pavel nu era un om al durității și nu o făcea în mod intenționat. Dincolo de ceea ce scrie el, era Duhul Sfânt. Și uneori Duhul Sfânt te face să te gândești la viața ta în mod suav, folosind cuvinte bine puse în frază, dar alteori vorbește direct ca un cuțit, ca o sabie ascuțită cu două tăișuri, taie tot ce nu este după voia lui Dumnezeu. Iar aici le spune Pavel, veniți-vă în fire și nu păcătuiți. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Voi v-ați întovărășit cu oamenii care au adus învățăturile acestea. Nu vă mai faceți tovarăși cu ei, nu vă mai împrieteniți cu oamenii care vin cu altă învățătură, pentru că veți ajunge să fiți înșelați. Nu se potrivește cu ce se întâmplă în zilele noastre. Nu vă înșelați. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Este iarăși un citat din Scriptură, dar Pavel îl aplică la învățătura aceasta pe care o aduseseră probabil unii din Israel care veneau din grupul acesta al saducheilor, ce nu credeau nici în viere, nici în îngeri, nici în duh. Și Pavel spune, nu vă faceți prieteni cu ei, pentru că veți ajunge niște oameni înșelați. Și în versetul 34 este un îndemn și mai puternic, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, treziți-vă, spune Pavel, pentru că se pare că acești creștini din Corinti erau foarte umaniști, tolerau mijlocul lor pe toți oamenii, cu toate învățăturile, chiar și pe cei ce trăiau în păcat, cum era cazul curvarului din capitolul 5. Unii ziceau că pot să fie cu toți împreună și sunt și astăzi. Nu avem același curent? Lasă, indiferent de învățătură, nu suntem toți frați. Iar Pavel spune, nu, nu așa merg lucrurile. Dacă nu este o unitate în învățătură, nu poți să te faci frate cu el. Nu poți să-i spui frate unuia care crede că Fecioara Maria este divină și că aduce mântuire. Și că poți să te rogi la sfinți și poți să pupi și moaște. Fără niciun dubiu, n-ai cum să te unești. Pavel spune, nu faceți așa. Cum se întâmpla în Corint, se întâmplă și în zilele noastre. Lasă că avem noi niște diferențe doctrinale, dar în fond suntem toți frați. Nu, Pavel spune, nu. Nu așa. Nu primiți învățăturii greșite. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iar când le spune aceste cuvinte, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, iarăși trebuie să ne ducem la textul original. Cuvântul tradus aici prin expresia veniți-vă în fire este, să spun așa, parafrazat în limba română. Nu-i vorba de a veni în firea ta, în natura ta, ci literal se referă la trezirea după beție. Cuvântul original din limba greacă are sensul acesta al unui om care se trezește după obeție. Ce spune Apostolul Pavel, de fapt? Că ei în Corint se lăsaseră amețiți cu tot felul de învățături și că trebuiau să se trezească ca după obeție la învățătura sănătoasă. Să zică ce am crezut noi până acum. Veniți-vă în fire, treziți-vă din învățătura voastră greșită, din starea voastră de amețeală, de amestec de învățături, de doctrine, așa cum trebuie, cum se cuvine, cum este normal, cum ar trebui să fie și, prin urmare, nu păcătuiți. Ar fi trebuit ca ei să ajungă să le fie rușine și spune Pavel mai departe despre cei care intraseră în mijlocul lor pe care ei îi primiseră, căci sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, voi ați primit pe unii care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Ei vorbesc doar despre Dumnezeu, dar pe Dumnezeu personal nu L-au cunoscut niciodată. Dragii mei, încă o dată spun, cât de actual e cuvântul Domnului și astăzi. Cât de mulți oameni vorbesc despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Niciodată n-au intrat în prezența slavei sale. Nici nu știu ce înseamnă să stai în prezența lui Dumnezeu, să simți fiorul slavei lui, să știi că Dumnezeu este în fața ta și să te pleci cu fața la pământ înaintea lui. Oameni care vorbesc atât de ușor despre Dumnezeu, pentru că e ușor să spui cuvinte din teologie sau din ce ai învățat tu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu și iată, existau încă din vremea primilor creștini. Spre rușinea voastră i-ați primit în mijlocul vostru. Spre rușinea voastră o spun. Sunt unii în mijlocul vostru care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce caute ei acolo? Este clar îndemnul acesta, dacă ei își veneau în fire și dacă înțelegeau că nu bune tovărășile acestea, trebuiau să invite foarte frumos să iasă sau să se pocăiască și să-și revizuiască doctrina. Încă o dată spun, Pavel nu era deloc ecumenic. Nu lăsa loc pentru toate învățăturile cu acest cuvânt: că este un singur domn, și, prin urmare, dacă și ei cred în domnul, indiferent dacă au anumite interpretări, pot să fie frații noștri. Dragii mei, când este vorba de chestiuni de detaliu legate de forma de închinare, că într-o parte se cântă cu mai multe instrumente, în altă parte cu mai puține și în altă parte deloc, că rugăciunea este într-un fel, într-o parte și în altă parte altfel. Atunci se poate discuta. Când e vorba de învățătura din scriptură, de doctrine care vin împotriva scripturii, cum sunt în bisericile tradiționale și chiar și în cele protestante, și chiar și în unele din cele evanghelice, atunci nu mai putem să fim împreună. Fiindcă, dacă trecem peste acestea, am trecut peste cuvântul lui Dumnezeu, iar Pavel spune nu. Spre rușinea voastră o spun, voi ați primit pe oamenii ăștia în mijlocul vostru, ați ascultat de ei. Și în a doua epistolă către Corinteni le spune, dacă vine vreun apostol din acesta atât de minunat, ce bine îl primiți! Ce bine i-ați primit! Și ar trebui să le fie rușine, spune aici Pavel, de lucrul acesta. Așadar, cuvântul Domnului este foarte actual și aș vrea să rămânem cu câteva concluzii și aplicații pentru viața noastră. Deja am văzut lucruri care ne privesc personal, Prima concluzie, după toată această parte pe care am studiat-o astăzi, este că avem o nădejde. Și nu doar că avem nădejde aceasta a revenirii Domnului Isus, fericita noastră nădejde, dar noi chiar ne aflăm în preajma împlinirii acestor cuvinte care anunță prima înviere, și anume cea a credincioșilor în Domnul Isus, la revenirea sa pentru răpirea Bisericii fiecare biserică are persoane care au trecut în veșnicie, ca și credincioși, unii chiar din familiile noastre și bineînțeles că așteptăm în primul rând să ne vedem cu Domnul, să fim în slavă, dar îi vom vedea și pe aceștia. Și o parte care aduce mângâiere, mai ales când moartea vine, își face locul în familiile creștine. Iată ce se va împlini la revenirea Domnului foarte curând. Acest pasaj pe care l-am citit, și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tăi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Foarte curând vor învia cei ce sunt ai lui Hristos, iar noi vom fi în trupuri transformate, în trupuri veșnice, împreună cu ei în Văzduh. Poți să-ți imaginezi câteodată, nu știu cât de multă imaginație are fiecare. Dar să te gândești la lucrul acesta, Scriptura spune: Gândiți-vă la lucrurile de sus. Cum va fi în ziua aceea când vom sta împreună? Sperăm să fim cu toții, dacă nu spăcate păcate ascunse și păstrate acolo, vom fi cu toții în prezența Domnului în slavă, și nu doar noi, ci toți pe care i-am cunoscut ca și credincioși, foarte buni credincioși, și chiar unii despre care doar am auzit, sau pe care uh, i-am ascultat sau am citit cărțile lor. Biserica se va reuni în fața Domnului la venirea Lui. Noi nu avem de ce să ne temem. Chiar dacă ar trebui să trecem prin moarte, este doar o etapă care ne duce mai departe cu de aceasta a revenirii Domnului. Nu trebuie să fie o tragedie, chiar dacă, repet, este suferință, este durere, însă nu suntem ca cei care n-au nădejde. Foarte curând va veni Domnul și noi suntem îndemnați să ne punem toată încrederea în harul care ne va fi adus la revenirea sa. A doua aplicație privește trezirea noastră. Observați încă o dată cuvântul acesta legat de trezire. Parcă niciodată nu l-am văzut atât de clar. Iată, și în Corinteni spune Apostolul Pavel prin Duhul Domnului și sunt cuvinte și pentru noi. Veniți-vă în fire, treziți-vă din amețeală cum ar trebui, cum se cuvine, cum este normal. Și nu păcătuiți, dragii mei, când un om se trezește din învățătura greșită în care a fost, că uneori oamenii sunt adormiți cu învățături legate de faptul că pot să trăiască așa cum vor, că nu e nicio problemă, e libertate în Hristos, suntem slabi, în fine, știm toată această melodie pe care ei o cântă încetat și iau niște versete scoase din context, însă când un om se trezește cu adevărat din înșelarea Învățăturii false, el trece la etapa următoare. Nu mai uh, iubește păcatul și nu mai vrea să păcătuiască. Treziți-vă și nu păcătuiți. Acesta este îndemnul pe care îl dă Apostolul Pavel. Ei aveau nevoie să se trezească din amețeala produsă de învățătorii falci din Scriptură, care diluau și schimbau mesajul Evangheliei pentru a-l face cât mai ușor de acceptat. Și în zilele noastre, la fel sau lucrurile. Seamănă foarte mult cu vremea pe care o trăim. Mulți au fost amețiți cu atâta învățătură greșită, falsă, și, bineînțeles, în contextul acesta al revenirii Domnului, ar trebui să ne întrebăm fiecare, sigur, Domnul vine, dar noi cum îl așteptăm? Suntem într-o stare de trezire, într-o stare de sobrietate, cam acesta ar fi cuvântul care se potrivește, nu știu cum să o spun mai clar, un om care. Are ochii deschiși, spiritual vorbind. Un om care uh, vede lucrurile, atât în viața lui, cât și în jurul lui, care înțelege învățătura adevărată. Este un om treaz. Faptul că suntem în așteptarea revenirii Domnului sus ar trebui să ne determine în același timp la o desprindere mai mare de lucrurile lumii acestea. Și aceasta este a treia aplicație. Uh, revenind la versetul 32, unde spune Apostolul Pavel, dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu-mi vie morții, atunci să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Și parcă îi descrie pe mulți creștini din zilele noastre. Așa cum era poporul lui Dumnezeu, poporul Israel era poporul ales. Și ce spuneau ei când judecata era la uși, nu va veni peste noi. Noi suntem poporul ales, noi avem templul Domnului, noi aducem jerfe. Nu se va atinge de noi, când vor veni babilonienii, vor trece pe lângă noi. Am văzut și pe asirieni, ne-au ocolit, au luat doar pe cei din nord, dar noi suntem buni. Prin urmare, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Să ne trăim viața, pentru că oricum este scurtă, nu știm când vom muri, de aceea să trăim pentru lumea de acum. Iar Pavel spune, aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră? Dacă oamenii nu mai cred în învierea, din Dacă nu mai cred în venirea Domnului Sus, sigur, consecința imediat următoare este că vor trăi pentru lumea de acum. Și noi nu suntem chemați la o viață lumească, ci la o viață având în vedere apropiata venirea Domnului. Iată cum suna această avertizare din Vechiul Testament, de unde a luat Pavel cuvintele pe care le citează în epistola adresată Corintenilor, din Isaia capitolul 22. Bineînțeles, atunci nu existau capitolele, dar noi putem identifica mai ușor textul. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, Nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Ce ar fi trebuit să facă poporul lui Dumnezeu? Domnul vă cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă bateți în piept la pocăință. La ei erau și niște semne fizice, să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac. Asta trebuia să facă poporul lui Dumnezeu, să spună, noi nu trăim viața cu Dumnezeu, noi trăim în chip ca și cum aici este totul, aici e raiul, aici e iadul, Creștinismul este doar pentru viața de acum? Și Pavel spune, atenție, uitați-vă în vechime la ceea ce s-a întâmplat cu Israel. Domnul Dumnezeu îi chema la pocăință, dar ce a constatat? Iată, în schimb, veselie și bucurie. Nu e așa astăzi. Ce fac oamenii, chiar și în biserici creștine? Veselie și bucurie. Nu mai e niciun fel de pocăință, niciun fel de durere. Oamenii pierd în jurul nostru, creștinismul se duce în apostazie, mărturia este stricată, Oameni de care ar trebui să ne fie rușine sunt primiți în adunări cu învățături false. Nimeni nu este străpus în inimă, nimeni nu se pocăiește și nu plânge. În schimb, iată, veselie și bucurie. Se înjunghe boi și se tai oi, se mănâncă la care și se bea la vin. La propriu e așa. Oamenii chiar beau vin, au multe argumente și cu mine să-mi spună că pot să bea vin. Până se îmbată, cine știe până unde poate un om să bea, ca să se îmbete, poate unii sunt atât de rezistenți că beau litri întregi. Nu știu ce înțeleg ei prin a nu te îmbăta. Dar este locul din scriptură. Se mănâncă la carne și se bea la vin. Și Domnul le citește cuvintele în inimă. Eu nu cred că ei le rosteau fizic, la propriu. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu contează ce va veni, oricum vom muri. Să mâncăm și să bem, să ne trăim viața. Că vom muri și pe urmă vom vedea oricum cu Dumnezeu. Nu cred că trebuie să o mai rezolvăm, că noi suntem popor ales. Nu suntem noi cei aleși. Prin urmare, dacă suntem aleși, suntem mântuiți și odată mântuiți. Nu avem cum să ne pierdem, noi suntem Israel, nu suntem Moab și Amon. Și Domnul spune, nu, nelegiuirea asta nu o să vi se ierte până veți muri. Cuvinte drastice, cuvinte dure, zice Domnul Dumnezeul Oștirilor. Dacă vreți să vi se ierte nelegiuirea asta, pocăiți-vă. Altfel nu se va ierta. Este pentru poporul Israel și este și pentru noi. Dragii mei, nu e un alt Dumnezeu în Vechiul Testament, este același Dumnezeu. Și Pavel ia aceste cuvinte și le pune în Noul Testament. Și le spune corintenilor, dacă e numai pentru viața de acum, să facem ca ei să mâncăm și să bem. Asta e o înșelare. Noi trebuie să trăim în starea aceasta de trezire, să luăm învățătura sănătoasă, să trăim în sfințenie, să așteptăm fericita nădejdea știind că Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să ne punem nădejdea în slava viitoare, să fim ca niște străini și călători, nu pentru viața aceasta suntem noi aici pe pământ, ci pentru viața viitoare. Aici suntem doar niște străini în lumea aceasta, se uită lumea ciudat la noi și noi ne uităm tot mai ciudat la ei și suntem din ce în ce mai înstrăinați. Dacă ne lipim inima de cer, ne vom simți din ce în ce mai înstrăinați de lumea aceasta. Și, bineînțeles, vom spune tot timpul vino Doamne Iisuse. Așa este creștinismul adevărat. Din nefericire, sunt și astăzi foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc mult despre Dumnezeu și evreii vorbeau mult despre Dumnezeu. În Vechiul Testament erau plini de cuvinte despre Dumnezeu, știau texte din Scriptură și astăzi la fel, oamenii sunt plini de vorbe, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu au avut revelația aceasta a slavei lui Dumnezeu pe care Isaia o avusese înaintea lui Dumnezeu. Să știi cine e Dumnezeu și cine ești tu, să te întâlnești într-adevăr cu El, să cazi cu fața la pământ și să spui, Doamne, vai de mine, sunt pierdut. De-abia, din momentul acela, poți să fii un om folosit de Dumnezeu, un om care să primească într-adevăr cuvinte de la El. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu pot să vorbească despre Dumnezeu. Teribilă starea de cădere în poporul care se numea al Domnului și teribilă starea de astăzi a creștinătății cuvintele acestea ar trebui să ne zguduie și într-adevăr și noi încă o dată să ascultăm îndemnul Scripturii, să ne venim în fire, să ne trezim și să nu păcătuim, să trăim în vremea de acum cu cumpătare și evlavie, în sfințirea vieții, arătând că noi așteptăm revenirea Domnului, despre care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom citi data viitoare există această parte a treia a capitolului 15, în care Apostolul Pavel descoperă o taină, iată deja încep revelațiile cu privire la vremea din urmă, și anume taina aceasta a răpirii, care pentru mulți încă a rămas o taină, nu știu oamenii și se încurcă în această învățătură, iar alții cred că oricum ar trăi ei răpiți tot vor fi și, așa cum am mai spus și altă dată, sunt oameni care predică despre faptul că la venirea Domnului un miliard de oameni de pe pământ vor dispărea, trebuie să fii foarte, foarte împietrit și foarte rătăcit ca să crezi așa ceva. Este vorba doar de o rămășiță, din păcate tot mai redusă numeric, iar noi suntem chemați să facem parte din această rămășiță a oamenilor care se trezesc așa cum se cuvine și nu mai alergă către păcat, ci alergă dincolo de păcat în direcția opusă celei a păcatului. Domnul să ne ajute să înțelegem care este chemarea noastră și care este rostul nostru pe acest pământ, să nu repetăm greșelile celor din Corint, să nu repetăm greșelile poporului Israel, să fim diferiți, să învățăm din uh, aceste cuvinte, pentru că Scriptura este de folos ca să ne învețe și să ne îndrepte, iar uneori și să ne mustre. Noi trebuie să ne lăsăm modelați și să uh, lucreze Dumnezeu ce este potrivit cu voia Lui ca la venirea Domnului Isus să avem și noi parte de a fi cu El în slavă. Amin. Amin.